Revenim din nou în emisiune. Vă reamintesc că suntem la Teatrul de Artă din Deva, unde sâmbătă, la ora 10, 28 noiembrie, la ora 10, va începe festivalul Talente Hunedoene, un proiect care, la care lucrează o mână de entuziaști, oameni care doresc să scoată în fața dumneavoastră valorile tinerilor, da? Și tinerii valoroși de aici din județul Hunedoara, în zona muzicii ușoare și sigur în zonele limitrope ale muzicii ușoare. Sunt mai multe stiluri care am înțeles că vor fi prezentate. Colegii de misiune sunt lângă mine și încerc să aflu în continuare să-mi spuneți despre partea de pregătire de scenă, de mișcare. Și cum, ce s-a întâmplat în zona aceasta, pentru că e foarte importantă, până la urmă, face parte din show-ul personal a fiecărui artist. Prea multe de partea asta de pregătire de scenă, coreografie, nu știm. Ideea este că li s-a sugerat în permanență să lucreze acasă, în fața oglinzii, pentru a avea autocontrol. Bun, acum am înțeles că a existat cineva care s-a ocupat de ei, care nu este de față, în sensul acesta, dar nu putem vorbi despre detalii. Dar din ceea ce ne-au spus copiii, erau foarte, foarte încântați de Viorica. Și li s-a spus în mare cam ce trebuie să facă pe scenă, pentru că majoritatea sunt statici și trebuie să miște, trebuie să învețe să umple scena. Pregătirea asta coreografică a intervenit puțin mai târziu, trebuie specificat, ca o necesitate, cum spunea și colega mea, Janina. La concluzie, în urma celor ce ați constatat, da, nu? Exact. Da, pentru că sunt statici, majoritatea sunt statici. Din cauza emoțiilor, probabil, din cauza că n-au mai avut contact cu scena până acum, pur și simplu nu știu ce să facă. Vorbim la trecut. N-au știut. Acum, sâmbătă, vom vedea concurenți care deja se simt bine pe scenă și care vor arăta ceva. Adică e important să știe și publicul faptul că vor veni la o poveste pusă la punct, inclusiv din punct de vedere al mișcării. E important ca cineva să le spună și lucrurile astea. Pentru că e un detaliu important. Aveam câțiva elevi care, în prima fază, atunci când cântau, gesticulau foarte, foarte, foarte mult, spre exemplu. Și dacă cânta despre cer, arăta spre cer. Dacă cânta despre soare, deci înțelegeți ideea, nu erau obișnuiți. Bun, sigur că aici lucrurile au un anumit specific, foarte clar, și specific care pot crea imaginea, să zic eu, bună pentru un interpret, în același timp poate să creeze și partea cealaltă, neplăcută. Până la urmă, așa cum spuneați, e foarte important să știi ce să faci pe scenă. Este... face parte din acel artist în totalitate, adică nu e chiar un lucru care trebuie neglijat, sigur, mișcarea scenică, sigur. Noi credem că au învățat, au avut de unde să învețe. Viorica este o profesionistă și sigur, cu siguranță și-a făcut treaba pe măsură. Bun, e un lucru minunat ăsta, pentru că eu cel puțin vă ziceam la începutul emisiunii că sunt solist de muzică ușoară. Câțiva ani de zile, printre colegii de festivaluri, că am participat și eu la destule, mi se spunea lemnuș sau lemn. Tocmai pentru că apăream în fața publicului și cum ai reușit stăteam pur și simplu. Să scap de acea poreclă. Da, la mine a fost gravă de tot problema când eram mai mititel, pentru că pur și simplu stăteam cu mâna stângă pe microfon și cu mâna dreaptă, rigidă, nemișcată pe tot parcursul piesei. Și voiam să spun că lucrurile astea, în general, nu ți le prea spune nimeni. Ca și începător pe drumul ăsta al carierei muzicale, le cam înveți pe propria piele. Și mie mi-a luat ceva să învăț singur că nu trebuie să stau cu mâna nemișcată și că trebuie să am o oarecare... fluiditate. Bănuiesc că ai și urmărit alte exemple, nu? Da, am urmărit și alte exemple, dar mi-a luat foarte mult să-mi înving emoțiile. De starea respectivă. Da, da. Zâmbesc pentru că mi-aduc aminte, să nu te superi, mi-aduc aminte că era o fire foarte introvertită, foarte timidă, pentru că Gabi mi-a fost elev.
Oricum, nu e chiar ușor să apari în fața lumii, exact, fiind așa, adică mi se pare chiar un curaj. Elev fiind în școală, era foarte, foarte timid. Acum văd că este foarte relaxat, foarte, se simte adevărat. Bine. Țin minte prima mea apariție pe scenă, aveam, nu știu cât, probabil vreo 11-12 ani și cântam o piesă de la, trebuia să cânt o piesă de la 3 Sud-Est pe scena Casei de Cultură din Orăștie și pur și simplu am crezut că o să leșin. Deci am intrat în scenă și mă gândeam în ce se poate gândi un copil de 12 ani. Bătea inima probabil cu 180 de bătăi pe minut și eram, am cântat ca să mă scap și să ies de pe scenă, pentru că aveam emoții foarte mari, eram foarte, foarte emotiv, așa că înțeleg perfect. Și aici intervine controlul emoțiilor. Acum, absolut, din ce vorbeați, mi-am adus aminte de celălalt talent din Orăștie, care a fost vocea României, parcă, nu? Acum, da, anul Tiberiu trecut. Albu. Tiberiu, exact, Albu. Se pare că în Orăștie există o pepinieră serioasă, nu? Da. Da, au fost colegi. Da, am fost colegi. Adică am pornit amândoi. Ne pregăteam cu aceeași profesoară la început. Da, foarte interesant. Sigur că viața e așa, pentru fiecare are ceva pus deoparte. Categoric. Și e important să poți să arăți ceea ce ești ca și adult și ca și, mă rog, ca și artist. Bun, ce aveți o previziune pentru sâmbătă? V-ați format așa o părere? Apropo, juriu va fi format din cine? Sau, mă rog, vor fi mai multe persoane? Vor fi, da? Trei membri, da? Nu sunt din județ. Ca să eliminați artiști, orice liric, discuție sau de ce? Am pornit în ideea de a spune așa, că vrem să rămânem prieteni și după. Da, foarte frumos. Vorba lui Costel, vrem să rămânem prieteni și după. Corect. Sunt profesioniști, toți sunt profesioniști. Avem o balerină, avem un artist liric și Dan Mardan, care e de la... Specialist inginer de sunet, producător. Producător muzical, da? Deci sunt profesioniști toți trei. Deci doi dintre ei vor judeca, cu alte cuvinte, prestația vocală și al treilea a jurat prezența, nu neapărat coreografia, pentru că sunt concurenți scenica care au piese lente, spre exemplu, și chiar mă întrebau la pregătire, păi noi ce facem? Sau când veni să vorba despre coreografie, noi de ce să mergem la coreografie, că avem piese lente? Explicam că nu trebuie, exact, nu trebuie neapărat să ai o coreografie sau să dansezi, trebuie pur și simplu să ai o prezență și... E important să știi și să lași să curgă lacrima. Absolut. Și asta face parte din coreografie. Categoric. Categoric. Foarte clar. Mai avem un al patrulea jurat, am uitat să spunem. Al patrulea jurat va fi publicul. Publicul, clar, da. Publicul care va putea vota prin SMS-ul. Da. Și sperăm să fie... Și cât va conta publicul? 20%. Deci 20%. 20% publicul, 80% juriul. După cum spuneați și dumneavoastră, va fi transmis în direct tot evenimentul Capital TV. Capital, da? TV. Deci publicul televiziunii dumneavoastră va putea să trimită SMS și să voteze și nu numai, și cei din sală vor putea să trimită SMS și să voteze la momentul votului. Preferații. Bun, ei ce zic acum în momentul acesta? Mai sunt câte două zile, da? Două sunt zile. Foarte, foarte, foarte emoționați. Foarte emoționați. Încercăm să-i încurajăm, pentru că eu personal le-am spus, intri pe scenă, îți faci treaba, dacă tu ești mulțumit de ceea ce ai dat acolo, restul nu mai contează. În primul și în primul rând trebuie să fii tu mulțumit de ceea ce ai făcut pe scenă. Voi v-ați făcut așa o părere cam care ar fi cei mai dintre ei care sunt, mă rog, mai buni, mai... Nu, cred că putem să facem noi diferențe de bun, genul ăsta. Puteți, sigur, acum nu să ce pot public, să vă spun probabil, eu, sigur știți ce pot să vă spun ce eu sigur, da. Da. Ce pot să vă spun eu sigur din grupa mea este că nu există un copil care să fie netalentat. Toți sunt talentați, gândesc, toți sunt la un nivel. Au fost totuși selectați din 60 de copii. Și toți pot să se bată de la egal la egal. Chiar pot să fac asta. Nu, eu nu n-aș putea să dau un pronostic, pentru că toți sunt talentați și toți pot. Eu le-am spus să
intră pe scenă și dacă își doresc cu adevărat să facă asta, dacă își doresc să cânte, dacă își doresc să fie pe scenă, să fie artiști, să profite de momentul ăla și să lase la o parte orice fel de emoție. Știu că e foarte ușor de vorbit și foarte greu de pus în aplicare, dar eu cred că se vor descurca. Eu le-am garantat că în momentul în care piesa va începe, vor lăsa toate emoțiile la o parte și se vor concentra pe ceea ce au de făcut. A stabilit perioada aceasta de pregătire ca întindere în timp, ținând cont de nivelul lor la care mi-ați descoperit? Sau, nu, pur și simplu s-a hotărât luna sau data sau luna în care va fi finala și atunci... Până. Noi am stabilit inițial că va avea loc undeva în toamnă. Ne așteptam foarte mult, având în vedere că au fost lunile de vacanță și copiii au pauze, tot fost plecați și atunci s-au mai făcut pauze. Am început în luna aprilie pregătirea, a fost săptămânală până la vacanță, după care au venit cei care au fost și cum au fost prezenți în zonă. Și apoi din septembrie am reluat săptămânal pregătirile cu toți care au... Bun, v-ați gândit sau aveți în plan după, să zic eu, până urmă este un spectacol ceea ce faceți, ce oferiți sâmbătă aici, da? Să mergeți cu acest spectacol și în alte locuri, poate chiar în orașele de unde sunt interpreții, adică nu știu dacă v-ați... Nu ne-am gândit, dar e o idee. Da. Adică el, în sine avem de face cu un spectacol. Un întreg spectacol. Cu tot ce presupune el. Nu ne-am gândit, dar nu e o idee rea. E o idee foarte bună. Adică e păcat să se oprească. Bine, probabil că încă o dată vorbim despre cei care sunt mai talentați, sunt deja, au reușit să acumuleze și au o valoare, da? Sigur, vor accesa, probabil că, așa cum spuneai, participă la multe festivaluri, vor accesa și aceste festivaluri sau, mă rog, alte evenimente. Important este să iasă din zona în care trăiesc. E foarte important să iasă peste granița asta. Așa, e foarte important să participe la orice fel de concurs, festival, să profite de orice ușă care li se poate deschide. Pentru experiența, că... le trebuie, au nevoie de experiență, până la urmă. Și vorba aia, nu știi de unde poate... Da, sigur. Da, sigur că vorbim acum de o industrie, nu vorbim despre nivelul industriei muzicale din România, că există, putem vorbi despre această industrie, nu o comparăm cu alte țări, dar presupune foarte multe lucruri, adică vorbim și despre oameni din Hunedoara, din județul Hunedoara, care deja au ajuns valori, care sunt cunoscuți, care e foarte greu, adevărul ăsta tot felul de e probabil printre cele mai grele domenii muzica și e foarte greu să răzbești pe piața muzicală românească, pentru că despre România vorbim, și e foarte greu să ajungi acolo. Extrem de greu, dar nu e imposibil. Nu, sigur, mai ales că la o vârsta respectivă visele sunt așa de mari încât nu știu dacă există bariere, da? Din păcate, în zona asta e vorba și de suport material, deja lucrurile la un moment... Important este să își dorească. Exact, trebuie voință foarte multă. Noi îi ajutăm și susținem cât putem și cu ce putem, dar este important să își dorească. Pentru că degeaba vin, cântă și apoi se plafonează și spun nu mai vreau, m-am plictisit, nu mai... Dar apoi îmi doresc din nou. Vă gândiți să îi sprijiniți și după? Pe cei care, să zic eu, câștigă. Adică, până la urmă, pregătirea lor clar nu se oprește aici pentru cei care vor să urmeze. Da, absolut. De ce nu? Categorică le vom fi la dispoziție cu orice o să putem să-i ajutăm. Pentru că noi asta ne-am propus, să-i ajutăm, nu neapărat pe parcursul concursului, ci și după, oricând poți să apeleze la noi. Da, reamintim deci încă o dată că sâmbătă, în 28 noiembrie, aici la Teatrul de Artă din Deva, va avea loc finala Festivalului Talente Hunedorene, de la ora 10, la ora 10 începe această finală, sunt 15 concurenți. Intrarea va fi liberă, trebuie specificat. Asta este foarte important și, sigur, sunt din, putem spune orașele de unde sunt concurenții, știm sau... Păi avem din Petroșani, din Lupeni, de la Mintia, Deva, Hațeg, Giurgiu, Călan, Orăștie,
de la, la Brad, din partea aia, nu? Se pare că nu. Acolo sunt mai mult cântăreți de muzică populară. Probabil s-au orientat spre muzica, pe partea de populară. Foarte, foarte clar. Sigur că e important faptul că se întâmplă acest eveniment și bănuiesc că în viața lor e într-adevăr un eveniment pe care îl vor ține minte toată viața. Cu siguranță îl vor ține minte. Foarte clar. Așa v-ați interesat să vedeți dacă sunt și foarte buni elevi sau n-ați abordat și zona asta, să vedeți dacă... Eu nu m-a interesat și... Eu fără să vreau. A, da? A, că aveți... O parte din ei sunt elevi și la, și la școală, da. Nu, sunt elevi cu rezultate bune. Bune și foarte bune. Sunt elevi care sunt interesați de învățătură. Da, și sunt muncitori. Eu nu știam, sincer, la ce să mă aștept atunci când m-am angrenat în acest proiect. Nu mă așteptam să fie toți atât de dornici să învețe. Fiind copii, ca orice copil, mă gândeam că o să fie poate neatenți, poate mai neascultători, dar pot să spun cu mâna pe inimă că toți au fost foarte, foarte receptivi, toți au fost foarte interesați, implicați. Au fost ca un burete. Deci și sunt copii muncitori. Am un băiat în grupă, spre exemplu, care noaptea lucrează la o brutărie și ziua merge la școală. De admirat, extraordinar. Deci, este de admirat. Da, corect. Deosebit. Lucrurile vor fi cu negative? Se vor desfășura aici? O parte vor avea negative și sunt care se vor și acompania. A, cu chitară, probabil? Da, chitară, chitară, bas, tobe și... Da. A, deci și band. Vor avea și un band. Da, dar de punctat va fi sigur, da. Bandul fiind format din prieteni sau colegi. Colegi prieteni. Dar lui. Colegi dar și lor. Prieteni. Dar lor. Da. Foarte interesant această colaborare și benefică până la pentru urmă, că el inițial la preselecție a venit el și chitara. Aha. Și atunci... Da. Trebuie evaluat persoana. Sigur, foarte, foarte clar. Bun, deci se vor acorda 5 premii, am înțeles, ca să ne apropiem de finalul 4, discuției. Locul 3, 2 și 1 și premii, marele trofeu. Marele trofeu, am înțeles. E, până la urmă, să zic eu, încununarea muncilor și a voastre, a antrenorilor. Eu cred că e o experiență. Pentru tine cred că e prima experiență, nu? Ca antrenor. Da, prima experiență de genul ăsta, da. Și? Cum ți se pare, ca să te întreb așa, că până la urmă... Mai vreau, pot să zic că mai vreau. Foarte clar. Da. Adică e un drum, e o cale. Până la urmă, ești la ce? Am înțeles că la Academie de Muzică? Sau? Da, sunt student la Facultatea de Muzică anul 2. Ce profil? Pedagogic. Pedagogic. Deci ceea ce faci, până la urmă. Nu? Exact ceea ce trebuie. Da, până la urmă, ești acasă, ca să zic așa, în domeniul pentru care te pregătești. Foarte important. Doamna profesoară, unde? Ce parte vocală, canto, predați? Da, să am terminat Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, promoția 2003. Așa. Iar ca antrenor nu sunt la prima experiență. Mai am, printre care inclusiv fetița mea. Ah, da? Da, mulțumesc. Satisfacția este enormă în momentul în care copilul iasă de pe scenă și vezi mulțumirea pe fața lui. Deci satisfacția mea ca dascăl este enormă. Nu contează, le-am și spus tot timpul, le-am spus, nu contează premiul, nu contează, contează ceea ce ai făcut tu. Și dacă tu ești mulțumit și ești zâmbind de pe scenă, este perfect. Pentru mine este mai mult decât perfect. Foarte clar. Să mai reamintim o dată pe cei care se ocupă de acest proiect, da? Da. Asociația Free Bikers, Premianții Fără Premii, Syncreto și... Să nu uităm Capital TV. Capital TV, absolut, și Teatrul de artă din Deva. Le mulțumim din suflet că ne găzduiesc aici. Foarte frumos și încă ultimul anunț, deci sâmbătă în 28 noiembrie, începând cu ora 10 aici la Teatrul de Artă din Deva, vă invităm să participați la finala Festivalului Talente Hunedoene. Veți avea momente și veți trăi momente deosebite cu tineri talentați din județul Hunedoara. Vă felicit și succes și
să zic eu, vă doresc să aveți proiectul să dureze cât mai mult, să aibă mulțumim, să mulțumim, mulțumim, mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Dragi fete, eu mulțumesc pentru atenție. Deci ne vedem sâmbătă la ora 10 aici la Teatrul de Artă din Deva. Urez o după masă frumoasă în continuare. Până sâmbătă, numai bine. La revedere.